Există năcoase? Anul 2012 a fost an de debut și pentru domnișoara Alexia Pughiuc. Poftim, draga mea, trofeul. Este primul trofeu pe care îl vei pune acolo la tine în cameră. Sperăm nu ultimul, să ai parte toată viața de multe trofee, diplome și toată fericirea din lume. Deoarece spectacolul de ieri a fost un debut în cariera ei de actriță. Este vorba despre Mădălina Frus, doamna Bogdan. Felicitări, Mădălina! Poftim trofeul și diploma și îți dorim și ție tot binele din lume, sărbători fericite alături de familie și mult succes în anul care vine. La mulți ani! A jucat rolul unei păpuri, am încercat să-i convinc, nu, a fost o fetiță, a fost Ana Maria Apetrei. Ana Maria Apetrei! Acesta este trofeul tău, felicitări și diploma de excelență și baftă în noul an care vine. O păpușă a jucat rolul unei păpuși, da? La mulți ani! Și dacă spuneți că Ana Maria Petre e o păpușă, stați o vedeți pe Diana Mic! Diana Mic are doar 5 anișori, dar și-a jucat foarte bine rolul spectacolului de ieri. Felicitări, draga mea! Stai să-ți aduc și trofeu. Ce ai jucat tu ieri în spectacol? Ia spune! Și mai are moșu? Mai are moșu. Patricia Sova. Tot debutantă, da? Da, diplomă de excelență. Poftim, draga mea, felicitări. Vino și la moșu aproape. Poftim, la mulți ani. Să fii sănătoasă. Și vezi că moșul trebuie să mai caute un cadou repede. Da, da, ia. Da? Rezolvă îndată. Perfect, ne-am sincronizat. Pentru că următoarea diplomă îi se acordă domnului Gabriel Șobati. Aplauze pentru diplomatul Bădiță. Felicitări, dragă mea. Este primul trofeu din viața ta, da? Da, dar nu primul spectacol. Poftim. El a debutat anul trecut în spectacolul Moș Crăciun Există pe rolul omului de zăpadă. Nu a avut replici, nu a avut cântecel, dar s-a descurcat foarte, foarte bine. Iar anul acesta te-a surprins, moșule, așa e? Important este că apariția lui, simpla lui apariție, a stârnit aplauze din sală. La plecația lui. Să fiți sănătos. Acum, posibil că i-a căzut moșului o etichetă, dar ce cadou rămâne la urmă știu sigur. Carla, la mulți ani. Ce te-am dat? Carol. Așa. Acum. Catana Bianca. Așa. Ești rujată, altfel de echipată cu moșul. Cornelia Harasim. Am crezut că dărâmați scena la un moment dat. Așa de tare. Aici am o problemă. Între astea două. Acum, nu știu, sigur. Măi, moșule, ai rătăcit etichetele. Cine a rămas fără cadou? Tu. Cum te cheamă pe tine? Teodora. Și aici aveți grijă, dacă nu vă plac darurile, le schimbați între voi, da? Am rezolvat, am rezolvat. Culme! Mulțumim foarte mult! Ia zi, eu sunt! Ce ți-ai dorit să-ți aducă moșul? O costumă de tren. De tren? Da. Asta sunt brăduți, acum așa, un aperitiv, micuți, da? Bine. Ioana Bălan? Mata ești? Cum îi spui moșule? Cu plăcere. Chelariu Alegria. Cine e Alegria? Alegria, vino aici, dragă.
Poftim cadou moșului. Poftim. Cum îi spui moșului? Cu plăcere, să fii sănătoasă. Mai ai contul? Sigur ai 8 ani? Ai sau n-ai? La mine așa scrie, 8 ani. Am 7. Ai 7? Probabil au greșit strunfii aia când au scris? Spiritușii! Spiritușii? Elfii se strigă, iauzi! Elfii! Bine, la mulți ani! Ema! Poftim, la mulți ani! Edi! La mulți ani! Mihai! Urlacu! Și Maria! Filip! Poftim! Aplauze pentru juniorii școli de ani! Mulțumim frumos! Puteți faceți cadourile aici? Hei, hei, hei! Nu aici, în culise! Haideți după moșul, după moșul, hai! După moșul aici, poate mai are moșul să mulți ani! Vedeți că sunt diferite, da? Lucia! Pentru că ești mai micuță, un cadou mai mic! Trebuia un cadou mai mare, nu? Ia să aud, trebuia? E suficient, da? Baciu Luxandra Andreea, poftim, la mulți ani. Amalia. Amalia are galerie. Amalia, dacă tot ai galerie, ia să-ți dea câteva palme. Mai departe, bucur Cristi. Au dat și lui două palme, vă rog. Tudor. Poftiți, da, mă, da? Da, 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 așa. Maria. Maria. Poftim. Și Andra Elena. Andra Elena Mihalase, da? Mulțumim mult, dragi copii. Anul care vine să fiți mai cuminți, poate veți primi și mai multe cadouri, da? Bravo! Hai, după moșu, da? Bravo, Alexandra! Din toată de excelență, trofeul, felicitări, draga mea! Și cadouul din partea moșului...